Aurel Pădureanu, moment sfâșietor la parastasul de 9 luni al Corneliei Catanga. Nu pot să concep viață fără ea. Au trecut 9 luni de când regretata Cornelia Catanga a înecetat din viață, însă durerea este la fel de profund resimțită de către Aurel Pădureanu. Soțul cântăreței respectă toate tradițiile, astfel că recent i-a făcut parastasul, moment în care a fost copălșit și mai tare de suferință. Ce confesiuni emoționante a făcut în direct la Antena Stars! Dărâmat fizic și psihic, Aurel Pădureanu și-a adunat toate forțele și a vorbit în direct la Antena Stars despre cea care i-a fost alături mai bine de 30 de ani. Cunoscutul artist a mărturisit, îndurerat, că nu se poate bucura pe sărbătorile de iarnă care vin, asta deoarece sunt primele fără partenera lui de viață. În urmă cu 9 luni, regretata Cornelia Catanga a încetat din viață, astfel că plecarea ei a îndurerat pe toată lumea, însă mai ales pe partenerul ei de viață și fiul pe care l-au împreună. De atunci, Aurel Pădureanu nu poate să-și revină, astfel că, drept dovadă a iubirii pe care i-o poartă, a respectat toate tradițiile. Recent, soțul Corneliei Catanga i-a făcut parastasul de 9 luni, moment în care a fost sfâșiat de durere la mormântul partenerei lui de viață. Cu inima distrusă și gândul doar cea cu care a trăit o poveste de dragoste timp de 33 de ani, Aurel Pădureanu a făcut numeroase confesiuni triste. Au trecut 9 luni de când ne-a părăsit. Facem sărbătorile fără ea. După 33 de ani, este primul Crăciun fără ea. Nu știe nimeni ce e în sufletul meu. Mi-e greu să vorbesc la trecut, o simt în permanenta lângă mine. Ea ne trimite mereu semnale. Nu pot să concep viața fără ea, consider că e plecată undeva și o să vină, o aștept, a mărturisit Aurel Pădureanu.